Medicii de la Spitalul Elena Doamna din Iași au intervenit la un caz extrem de rar în care a fost implicată o tânără de 21 de ani. Fata a intrat de urgență în sala de operație, iar medicii au reușit să îi înlăture atât tumora cât și ovarul care fusese înghițit de aceasta. Procedura chirurgicală a durat circa 2 ore și jumătate, iar medicii au reușit să elimine întâi lichidul din tumoră, aproximativ 10 kg, salvând celălalt ovar și uterul, astfel încât tânăra va putea rămâne însărcinată pe viitor dacă va dori. Cea mai mare parte a tumorii era un chist care avea cam 10,5 kg de lichid, iar crusta acestuia mai avea cam jumătate de kilogram, de aceea s-a putut interveni laparoscopic. Noutatea procedurii ținea de faptul că tumora era de dimensiuni mari, pacienta era virgină, iar abdomenul arăta exact ca în cazul unei sarcini la termen. În cazul unei sarcini la termen, acesta are 32 de centimetri în diametru, iar acum avea vreo 30 de centimetri. A declarat doctorul Răzvan Sokolov, șeful secției de obstetrică ginecologie de la unitatea medicală. Relatează PrimaNews.ro.